Lotul național de atletism a reușit câteva performanțe notabile în cadrul Cupei Europei de Aruncări, care s-a desfășurat în Arad, România. Cel mai bun rezultat l-a obținut Zalina Marghieva cu 72,58 metri. Sportiva moldoveancă a devenit campioană la aruncarea ciocanului. Aruncătoarea de disc Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 3 cu 52,58 metri la categorie de vârstă Under 23. Anul trecut, la această probă, sportiva a devenit campioană mondială la juniori în orașul Cali din Columbia. Masculin, cea mai bună poziție i-a revenit lui Andrean Mardare. Acesta s-a clasat pe locul 4 la aruncarea stuleții la categorie sub 23 de ani. La aruncarea ciocanului, Serghei Marghiev și Marina Nichișenko au urcat pe poziția 5, respectiv 6. Ștefan Mura s-a situat pe locul 7 la aruncarea de disc, în timp ce Natalia Stratulat a obținut treapta 8 la aceeași probă. Cupa Europei de Aruncări s-a desfășurat în perioada 12-13 martie.